nu mai puțin colegi, că este SRI, că este... Da, dar sunteți poliția locală, nu sunteți SRI. Așa. Nu, am spus toate poliții. Sunteți poliția locală, așa, dar nu sunteți poliție. Sunteți paznici. N-aveți voie să mă percheziționați. La revedere. Am fost agresat de poliție locală, pentru asta am venit să mă plâng acum. Încă m-am mai percheziționat? Nu se poate cădea la un mijloc, la o mediere, adică... Ați vrut să mă percheziționați? Asta mi se pare încălcarea drepturilor fundamentale. Am scris plângere la parchet, o să vă lămuriți cu parchetul. Adică ați vrut să-mi vedeți conținutul rucsacului? Poate vreți să vedeți culoarea chiloților? N-aveți niciun drept. Sper că este să face comandat. Sper că este să face comandat de la judecător. Și legitimarea tot așa, s-a numit unor reguli. Cine v-a spus dumneavoastră, domnule Oleg, că legitimarea să face comandat? Eu am citit legile. Când intrați într-o instituție, vorbim de percheziție. Nu, de percheziție, când intrați într-un... Ați vrut să-mi vedeți rucsacul. Păi asta nu înseamnă că e percheziție. Dar ce înseamnă? Este un control al bagajelor. Am înțeles, da. E total diferit. Când intrați într-o instituție, vă supuneți regulile acelei instituție. Nu e adevărat. Instituția ce trebuie să se supună Constituției, da, și drepturilor fundamentale. Aveți și, nu numai pe lângă obligații, aveți și pe lângă drepturi, aveți și obligații. Ce obligații am? Să mă umilez, să-mi închid telefonul, să-mi închid totul? Când am venit să mă plâng pe niște abuzuri polițienești și n-am alți marturi decât polițiști în jurul meu? Ați mai vrea voi să ne închideți toate gurile? Într-o instituție gen SBP. Dar nu sunteți SBP, sunteți poliție locală. Nu sunteți nici SRI, nici SPP. Colegul. Suntem în interesul cetățeanului. Noi nu vrem să valizăm niciun drept. Nu. Mi-ați închis telefonul, mi-ați închis camera și ați dus mă controla ce rucsac. Avem dreptul nu există, nu există, nu aveți. Nu aveți dreptul să... Pe instituție publică am acest drept. Cu multe probleme. Am probleme cu poliția irresponsabilă care nu cunoaște legile și drepturile omului. M-am plâns la parchet. O să examineze parchetul comportamentul vostru. Dacă nu mai aveți niciun fel de problemă în această instituție, vă rog să vă... M-ați citat la ora 11, am venit. De ce mă percheziționați? Aveți ceva de ascuns? Nu vă percheziționează nimeni. Eu vă dau voie să mergeți cu rusacul. Dar aveți ceva de ascuns? Asta vă da, am ceva de ascuns, e viața mea privată. Am acolo chiloți, prezervative, vibratoare, jucării. Dar nu vreau să vi le arăt, e viața mea privată. Am venit să mă plâng pe abuzuri polițienești și voi comiteți în continuare abuzuri? Rușine să vă fie, halal poliție locală. O să o desființăm dracului ca fiind periculoasă pentru societate. O să rămânem cu Poliția Națională și cu Jandarmeria. Când vă întâlniți la Piața Victoriei, să chemați Jandarmeria, domnul Oleg. Bine, păi nu o să contez doar cu Poliția Locală. Mai ales pe asta de la sectorul 6, care s-a manifestat până acum, periculoasă. În alte state, erați cu pistolul la capul acum. Da, păi și împușcat, sigur că da. În Belarus deja de mult eram împușcat, și în Rusia, lăudați-vă. Și pe timpul Ceaușescu eram băgat la psihiatrie. Ați rămas cu mentalitatea ceaușistă. Ați rămas cu mentalitatea ceaușistă? Chiar în fața poliției locale, mașina de poliție staționează ilegal pe contrasens. Și îmi dau lecții de legalitate și democrație. Mafia cu epoleți. Noi avem destule belele, Poliția Națională și Jandarmeria. Au mai inventat și poliția locală cu așa comportament, cu așa moravă. Direcția Poliției Locale. Mașina poliției locale staționează fix pe contrasens, fix în fața administrației poliției locale.
ca să vedeți cât este iresponsabil. Și nouă misiune specială, ceva girofar pornit, cum prevede legea. Pur și simplu odihnesc motorul. Șoferul nici măcar nu este de față. Scrie date importante. Contrasens. Girofarul oprit. Mai vreți ceva? Dovadă că-s pericol social? Poliția locală, sector 6. Fix în fața administrației, adică nu se tem nici că o să-i vadă șefii. Și cred că aleargă șoferul, unul dintre cei care îmi dădeau mie lecții de democrație. O să pornesc eu, mă ating cu un live. Să vadă toată lumea. Era o madame în mașină, dar au ieșit, cu zic, dar ce să rămân eu cu rușinea dacă nu iei șoferă? Că dacă ar fi fost după ea, mod sigur n-ar fi încălcat așa. Și aici probabil sunt mașinile lor bengoase, de polițai modești, cu 4-5 mii de lei pe lună salariu, pentru care nu fac nimic decât slujesc lui Mutu sau altui primar. Intimidează adversarii politici. Bagă frica în oameni. A, ăsta e șoferul. Hop, hop. Se duci la șef să dai explicații. Cam ilegal, nu? Nici măcar nu a încuiat mașina. Poftim? Sigur că da, respect îmi trebuie când el este parcat în, pe contrasens. Ce respect îmi trebuie de la așa ilegaliști? Asta e penal ce face el. Da. El pune în pericol viața celor implicați în trafic rutier. Și dă un exemplu prost celorlalți șoferi. Ia uite, mai sunt doi acolo, tot parcați pe contrasens. Așa se face, nu? Când ești polițist, că vă lăudați că sunteți polițiști. Ce este aici? Și dacă e parcare, asta e carosabil, nu? Da, dar stătea pe contrasens, omule. Stătea în direcție inversă, cum stau și ceilalți. Uite în ce direcție se circulă aici. Un fleac. La poliție se poate. Nu, nu contează direcția dacă ești polițist, nu e așa? Halal? Hai că s-a rătăcit doamna. Ea stătea la răcoare. Bun, filmați, dar publicați, nu vă hliziți așa între voi. Publicați ce ați filmat. Găzduiesc pe Curaj TV dacă vreți. Dacă ați filmat ceva interesant, public pe Curaj TV. Am voie să public. E un drept fundamental. Dacă vrei să te faci de râs, insistă. De ce nu, că nu am voie să public? De ce? Așa că ai decis dumneata? Nu e adevărat. Se numește libertate de exprimare, apărat și de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Declarația Universală, tot a Drepturilor Omului. Libertatea de exprimare e un drept fundamental, de bază, fără de care nu există democrație. Mare libertate de exprimare. Și publicare. Da. Dacă nu știi, trebuie să te descalifici ca polițist. Dumneata trebuie să fie în slujba
drepturilor omului. Asta e prima menire. Păi și dacă nu știi de libertate de exprimare, cum ai încercat să înțelegi? Ai vrut să mă percheziționezi? Ce asta e înțelegere? Dar mi-ai zis să arăt cu rucsacul, nu? Păi și-am lăsat și telefonul și camera, le-am lăsat în cutia aceea. Ai vrut să înveți și rucsacul. Ori după care urma percheziția la chiloți, nu? Dar cine? Celălalt coleg? Ce mă interesează cine? N-am avut nimic de ascuns, am lăsat și telefonul și camera în cutia aceea. Voi ați vrut să-mi vedeți și rucsacul. E cam mult, nu? Cam abuz. Perchezițiile se fac cu mandat de la judecător, nu așa că cășunează ție să-mi îmble în rucsac. Nu-i bine. Bine că cunoașteți voi, am văzut șofierul, colegul dumneavoastră, cum cunoaște legea. Am văzut cum cunoaște legea colegul dumitale șofer. Ia uite cum cunosc legea ceilalți, stau câte trei grămadă și cu masca pe barbă. Masca pe figură, băi. Cunoscători de lege. Muncesc din greu pentru 4-5 mii de lei pe lună, nu? Cafea și țigară, cafea și țigară. Presupun că în spate aveți și grătar, nu? Grea muncă. Trebuie desființată poliția locală ca fiind consumatoare de milioane din bugetul public și că pune viața cetățenilor în pericol. Și încă îi dotează cu pistoale, e foarte periculos. Cum să-i doteze cu pistoale pe ăștia? Vezi cât e de nervos? El dacă se enervează și lasă cafeaua, mă împușcă și după aceea își ia cafeaua și duce mai departe. Pentru că s-a enervat. Pleacă, domne, pleacă! E nervos, periculos pentru un om cu pistol. Eu v-aș interzice naibii și pistoalele. Uite, asta e ocupația mea de bază. Se numește activism civic. Diversionist e interpretarea dumitale de polițist local. Caut dreptate și legalitate. Vă pun în situații în care vă arătați fața adevărată. M-au chemat la audieri. Poftim audieri. Încă o dată și-au arătat năravurile. Deci asta e parcarea poliției locale. Toate mașinile astea sunt mașinile lor. Vai de capul meu ce greu o duc. Greu o duc. Na, mai sunt unii modești cu Dacia la început. Acela în ce direcție o să o ia? Că era obișnuit să meargă pe contrasens. De data asta a zis că mai bine și mai cu minte să meargă corect. Hai că îi las eu, că acolo o să le spară că spion. Și între timp o să obțină și mandat de percheziție și nu scap eu până nu le arăt chiloții. O să mai vin pe aici. Deocamdată aștept reacția parchetului și degrabă am ședință de judecată pentru amenda aplicată atunci. Abuziv.